cereri primite pe PIM Studio, am decis să refac tutorialul picături de rouă digitală. Voi folosi Photoshop CS5, dar metodele folosite se pot adapta ușor și la versiunile mai vechi sau la viitoarele versiuni. Selectăm Marker Tool și alegem Elliptical Marker Tool. Vom crea un nou layer, apoi cu Elliptical Marker Tool vom face un cerc undeva pe floare. Selectăm gradientul și umplem cercul. Dublu click pe layer 1 și în layer stile bifăm Drop Shadow, Inner Shadow și Bevel Unemboss. Drop Shadow, opacitatea în jur de 35-40. Inner Shadow, opacitatea cam tot la fel, 30-35. Lăsăm așa. Iar pentru Bevel and Emboss o să selectăm Deep-ul 195%, Size 2 și Softness cam 4. Ca opțiune de blending voi opta pentru Color Dodge. Selectăm din nou Marker Tool și începem să desenăm cerculețe de diferite mărimi. Ne oprim când pe toată suprafața florii avem cerculețe ce vor semăna cu roua proaspătă de dimineață. Evident, tasta Shift trebuie apăsată cât timp facem cerculețele. Folosim din nou gradientul. Acum ne vom juca cu finisajul cu ajutorul lui Blur Tool. Acum te oprești când ești mulțumit de rezultat. Dacă ți-a plăcut tutorialul, nu uita să te subscriezi, să dai un like, un share.